Despre explicit corectitudinea politică și spune că el putea fi profesor până murea, deci era titular pe viață și avea un post foarte sigur, recunoscut ca valoare și totuși, după cele două episoade pe care le-a povestit, și-a dat demisia din onestitate intelectuală. Deci el spune că decana facultății, universității, mă rog, facultății de artă, i-a pus în vedere că următorul post trebuie ocupat de cineva de culoare, gay, preferabil, sau femeie, lesbiană și așa mai departe. Și chiar dacă la concurs s-a prezentat cineva alb și bărbat, heterosexual, a fost totuși preferat altcineva. Deci, exact cum spune această corectitudine politică. Și al doilea moment pe care povestește este că un transgender a dorit să interpreteze rolul Julietei. Și în acel moment, nu numai că tânărul respectiv a insistat, dar colegii lui, profesori, l-au condamnat că de ce el nu poate fi de acord cu așa ceva. Și atunci a dat demisia. Deci, Andrei Cerban vorbește aici despre niște lucruri transgender, deci ideologia de gen, political correctness, homosexualism, deci o serie de lucruri care ar putea să ne sune science fiction, dar el efectiv și-a încheiat cariera didactică universitară din acest motiv. Deci, în universitățile americane, acest fenomen este deja ubicu, este obligatoriu, este peste tot. Și vom încerca să vedem ce este această corectitudine și care vine și la noi, cum spunea Părintele, și va veni din ce în ce mai agresiv și în acest ciclu în care ne întâlnim aici, să înțelegem lumea în care trăim, vom înțelege acest fenomen care este noua ideologie a timpului nostru. Chiar venind pe drum, auzam o emisiune cu Vasile Bănescu, vorbea exact despre această ideologie. E bine, voi mai cita un ierarh al bisericii noastre, preasfințitul Ignatie, care spunea într-o pastorală anul acesta. Astăzi, zice preasfințitul Ignatie, trăim vremurile altui fel de totalitarism mai subtil, dar cu mare forță de impunere. Totalitarismul progresiștilor, ce aruncă la coșul de bune al istoriei valorile tradiționale, credință, familie, cultură, și vor să înlocuiască cu relativismul moral și fluiditatea biologică. Foarte bine punctează fluiditatea biologică. Sub masca falsă a toleranței și respectării diversității, toți sunt termeni foarte bine aleși, se instaurează drepturi de grup în defavoarea drepturilor firești ale persoanei umane. Totalitarismul actual, spune, e mai cumplit, mai groaznic decât totalitarismele secolului 20. Căci îl subjugă pe om dorințelor trupului, încarcerându-l în material, fără a-i da perspectiva credinței ca încredințare a lucrurilor nevăzute. E o încercare de reconfigurare a unei noi umanități înstrăinate de Dumnezeu. Lumea de azi, spune, e marcată de mediocritate ca uzurpare a meritocrației, prostie ca ticăloșie inteligentă, intoleranță ca patologie a diversității, plăceri păcătoase ca însușiri nobile ale omului de plin și vir de plin. Deci în altul Ignatie nu se sfiește să vorbească de acest totalitarism. Și vom încerca să vedem ce înseamnă acest totalitarism. Și de ce numim totalitarism, în fapt? Știm că în perioada comunistă am avut martiri în închisori, supuși reeducării, într-un model, într-adevăr, un sistem totalitar, un sistem totalitar comunist. Se spune că cine își uită trecutul e condamnat să-l repete. Noi nu trebuie să repetăm acel coșmar comunist care a fost impus prin niște comisari, și știm bine, Hannah Robinson-Pauker, de la Comintern, care avea ca deviză singurul sentiment creator pentru lume nouă e ura. Luca Lazlo, numicii Vasile Luca, Boris Grünberg, alias Alexandru Nikolski, spion în KVD, a ajuns general de securitate.
E bine, acei martiri luptau contra unui regim totalitar bazat pe marxismul clasic, represiune prin teroare și violență. Și astăzi ne spunea și preasfințitul Ignatie, deci, avem a lupta cu altă formă de marxism, alt tip de totalitarism, unul mai subtil, mai subversiv. Ce este această sintagmă mai întâi? Să vedem ce înseamnă sintagma corectitudine politică. Am scos în 2015 acest volum, este un volum numit Corectitudinea politică, care este stagul, mă rog, care Statuia Libertății pentru o perioadă. În 2015, când l-am editat, este o antologie de texte, sunt și textele mele și ale altor autori, și l-am reeditat în 2017 cu coperta aceasta cu Boș, deci se numește tot Corectitudinea politică, o ideologie neomarxistă, și are ca subtitlu Marxismul cultural, noua utopie. În 2014 publicam niște articole în Familia Ortodoxă pe această temă, strânse în acest volum în 2015, când nu se vorbea la mine despre această ideologie. Nu se vorbea despre marxismul cultural sau freudomarxism sau neomarxism. Și de aceea vin în fața dumneavoastră, pentru că alcătuind acest volum și acele articole, am intrat în profunzime în studierea acestui fenomen. Sorin Lavric a scris o postfață la acest volum, Dan Puric a scris o prefață și este o antologie de articole scrise de istorici, filozofi, sociologi, politologi, teologi, cât și literari, care demonstrează foarte clar că avem de-a face cu o ideologie de stânga de tip neomarxist. Am mai scos o carte împreună cu Virgiliu Gheorghe, se numește Fața nevăzută a homosexualității, în 2014, deci acum 4-5 ani, când încă nu se vorbea despre asta atât de insistent cum se vorbește astăzi, deja în discursul public, se vorbește despre neomarxism, puțină lume însă înțelege de ce îi se spune așa și marxism cultural sau freudomarxism, numit și sexomarxism. Și eu nu sunt de acord cu această denumire de sexomarxism. Vara aceasta a apărut un număr întreg din revista Dilema Veche, dedicat sexomarxismului și moașterului. Deci, abordarea pe care știți cu revista aceasta Dilema, este o abordare, încearcă ei să spună, echidistantă, în care pun față în față ceea ce numesc ei două etichete. Cupător de moaște, așa cum o anumită categorie de progresiști doresc să ne numească, și sexomarxism. Eu nu sunt de acord cu această etichetă de sexomarxism, ci prefer să îl numesc corect, științific, marxism cultural sau freudomarxism sau neomarxism. Și nu e vorba de etichetă, nu e vorba de ceva emoțional, nu e vorba de propagandă, și o să vedem imediat, ci este vorba de o ideologie care are un secol vechime deja și mai mult, și este o ideologie care are ca fundament un marxism combinat cu învățătura lui Freud, cu psihanaliza freudiană. Prima întrebare pe care vă puneți și oricine și-o pune este ce legătură poate fi între homosexualism și marxism, sau politicile pro-avort, sau politicile care vor să introducă o anumită educație sexuală în școală, o sexualizare precoce, politicile care încearcă să scoată religia din școală și icoanele, așa cum știm, să promoveze pornografia, emigrația în masă. Ce legătură poate fi între acestea feminismul radical, agresiv, și o ideologie marxistă? Noi știm că marxismul este o ideologie economică, ne-am obișnuit cu ea în cei 45 de ani, și totuși textele din acest volum demonstrează că legătura este foarte strânsă. Termenul corectitudine politică e luată de americani din limba rusă, unde în perioada stalinistă era folosită această sintagmă în URSS de activiștii de partid,
pentru a desemna o gândire conformă cu gândirea oficială de la Kremlin a liderilor Partidului Comunist din URSS. Deci, a fi corect politic însemna în URSS, în perioada stalinistă, a gândi ca Partidul Comunist, a gândi ca Stalin și a fi exact pe linia oficială. Cum deviai de la această linie, puteai fi arestat și împușcat fără judecată. Această sintagmă a fost preluată de americani, ironic, și pentru a desemna tot așa o ideologie de înregimentare, de aliniere a o linie oficială, ideologică, propagandistică, o linie, de fapt, linia acestei ideologii de stânga neomarxiste și vom vedea imediat cum a apărut ea. S-a născut în Europa după Primul Război Mondial. Primii ideologi au fost Gheorghe Lukács, vorbim de anii 1919, acum 100 de ani exact. Gheorghe Lukács a fost ministru în guvernul lui Belacun, de la Budapesta, din 1919, care pentru foarte scurtă perioadă, câteva luni, a fost la guvernare. În momentul în care Ungaria s-a încercat să se facă o revoluție marxistă în Ungaria, care a ieșuat. Deci Gheorghe Lukács, care a fost numit cel mai inteligent marxist de după Marx, deci nu vorbim de niște oameni mulți, ci de niște specialiști marxist, și Antonio Gramsci, care a condus Partidul Comunist Italian în acea perioadă până când a fost arestat. Gheorghe Lukács fixa ca prioritate distrugerea fundamentului familiar și civilizațional creștin din Occident. Ținta era, deci, civilizația occidentală creștină, atât cât mai era ea în 1919 și în anii care au urmat. Sigur că mai exista o importantă componentă creștină, catolică și protestantă, dar ea exista. Și spunea Lukács, unica soluție e distrugerea revoluționară a societății. Răsturnarea de proporții mondiale a valorilor nu poate avea loc fără anihilarea vechilor valori și crearea revoluționară a unor noi valori. Deci, clar, vorbea de această distrugere a întregii societăți și a anihilării vechilor valori, mergând pe urmele lui Nietzsche. Deci, ideea nu era nouă. Lukács nu voia o revoluție violentă, păstrarea prin teroare a puterii, așa cum s-a întâmplat în Rusia, metoda lui Lenin și a lui Trotsky și a lui Stalin, și întâi o revoluție subversivă, distrugerea creștinismului din întreaga societate, destrămarea țesutului social și apoi pe urmă preluarea puterii politice. Și în 1923 la Moscova s-a decis, sub egida Comintern-ului, crearea unui institut de studii marxiste în Germania. Și s-a înființat la Frankfurt, la Universitatea din Frankfurt, numit de aceea școala de la Frankfurt. Deja atunci se vorbește despre această școală de la Frankfurt, care includea pe Gheorghe Lukács, Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund, numit și ca pseudonim Adorno, Herbert Marcuse sau Erich Fromm. Și de asemenea, îl includem aici și pe Wilhelm Reich. Ei au combinat pe Freud cu Marx și au pus bazele acestui nou tip de ideologie numită Freudomarxism. Reich, de asemenea, deși nu făcea parte din școala de la Frankfurt, într-o carte din 36, numită Revoluția Sexuală, lăuda dezintegrarea familiei în URSS ca revoluție socială, considerând familia, deci familia, atenție, ca loc ideologic al perpetuării unei ordini sociale bazate pe autoritarism și hegemonie. Deci familia, în viziunea lui, era o instituție hegemonică. Mai târziu, ideea avea să fie luată de Theodor Wiesengrund, Adorno, în faimoasa lui carte Personalitatea autoritară. Orice atitudine, credință creștină, orice atitudine tradițională, inclusiv familia și credința noastră creștină, era considerată fascist, sau dacă nu fascist, un teren propice pentru apariția fascismului. Deci orice gândire de tip tradiționalist, de tip creștin, el o acuzat de germe ai fascismului. Și este o acuzație extrem de frecventă pe care o veți auzi, și auzit-o probabil, așa cum suntem numiți cupători de moaște, suntem numiți de multe ori fasciști, exact pe temeiul acestor
studii și cărți publicate încă din anii 30. E numit această ideologie și marxismul cultural. Aici termenul cultură trebuie luat în sens foarte larg. Deci nu în sensul Ministerului Culturii, care gestionează câteva domenii foarte înguste. Artă, literatură, operă, teatru. Cultura în sensul foarte larg înseamnă civilizație. Tot ce înseamnă societatea și civilizația umană intră în acest sens al termenului cultură. Or, marxism cultural înseamnă înlocuirea unui determinism economic, ca în marxismul clasic, cu un determinism cultural. Scopul este același, răsturnarea, revoluționarea sistemului capitalist imperialist, și insist pe acest lucru, o să vedeți de ce, euroamerican, prin eliberarea instinctelor puse în slujba revoluției. Ancorarea furiei revoluționare în sexualitate, care este zona cea mai obscură a naturii umane, mărindu-i forța violentă și destructivă. În această nouă ideologie, represiunea economică a proletariatului, exploatarea clasei muncitoare de către capitaliști, e înlocuită cu represiunea postulată de acești ideologi, care cu represiunea sexuală, din teoria lui Freud. Toți cetățenii în această viziune ar fi reprimați în societatea de inspirație creștină, care le interzice manifestarea plenară liberă a erotismului, frustrându-le satisfacerea sexuală fără limite. Nedreptatea, în sensul revoluționar al cuvântului, nu mai constă în oprimarea proletarilor de burghezie, care vor profit, ci oprimarea tuturor de o civilizație ce le reprimă libidoul prin tacuri și îngrădiri sau înfrânări. Soluția este, după ei, distrugerea oricărei urme de civilizație creștină, revoluția totală, liberalizarea radicală, abolirea tuturor normelor, restricțiilor, taburilor, ce înfrânează instinctele primare. Și, spune Marcuse, Marcuse fiind membru al școlii de la Frankfurt, categoriile cele mai reprimate sunt minoritățile sexuale și rasiale, femeile și tinerii. Categoriile care sunt cele mai reprimate și care devin purtătoarele standardului revoluționar. Școala de la Frankfurt elaborează teoria critică pe care o invocă toate grupările radical minoritare. Marcuse scrie Eros și civilizație în anii 50, care devine un fel de biblie acestei noi ideologii, întrucât în 1933 școala de la Frankfurt a funcționat în Germania între 23 și 33 la Frankfurt. În 33 naziștii vin la putere și ei sunt, acești marxiști, sunt obligați să emigreze, pleacă în America și exportă, iau cu ei această ideologie în Statele Unite. Herbert Marcuse dezvoltă teoria în SUA și, cum spuneam, absolutizează criteriul sexual în emanciparea, în ghilimele, a societății, concepând o societate numită de el a perversității polimorfe sau diversitatea perversității. Sunt concepte folosite de el prin eliberarea sexuală, în sensul freudian. Și mi-aduc aminte ce spunea Părintele Calemiu, Freud, Marx, spunea Părintele, Darwin și Nietzsche, dar în primul rând aceștia trei, spunea, sunt cei mai nocivi oameni gânditori din secolul XIX. Deci, Marx și Freud îi considera încă de, și ne spunea acest lucru, triada malefică a secolului XIX. E bine, iată că doi din acești corifei malefici sunt uniți de această școală de la Frankfurt, Freud și Marx, și rezultă un monstru numit această ideologie neomarxistă sau freudomarxistă. Marcuse, care era un clasic și este un clasic, astăzi dacă mergem în universități, Adorno, Horkheimer, Marcuse sunt niște moști sacri, nu te poți atinge de ei. Marcuse consideră că distinția dintre sexe nu e un dat natural, ci un construct sociocultural. Ceea ce va deveni ideologia de gen, poate ați auzit. Copiii nu mai sunt băiețel sau fetiță biologic, ci sunt ce vor ei. Și li se bagă în cap că ei pot fi ce vor să-și aleagă. Deci sexul lor este pe care vor să-și aleagă, nu este cel dat de natură.
De aceea spune că e un construct sociocultural. Ceea ce este o aberație, dar există această ideologie de gen și se va preda în școală. Marcuse postulează un paradis senzual erotic. Sigur că este o utopie și vom vedea de ce. Strategia elaborată de el urmărea să demanteleze, să distrugă societatea americană de început și apoi și celelalte societăți, folosind diversitatea și multiculturalismul ca pe niște rângi cu care să demoleze structura socială bucată cu bucată. I-a opus pe albi negrilor, a opus grupurile victimă în conflict cu societatea, teoria lui despre grupurile victimă ca noul proletariat, combinată cu teoria critică a lui Horkheimer, a pătruns în mediul universitar american mai întâi, devenind baza mișcării post-structuraliste, studii de gen, LGBT, QE. Toate își descriau mărmenirea mărfățiși să abolească valorile tradiționale creștine, explicit, asta era ținta și este, tradițiile acceptate ale culturii occidentale și le-a locuit cu relativismul moral. Tot Marcuse vorbește de o toleranță represivă, adică ideologii, politrucii acestei ideologii și, în ultima instanță, societatea trebuie să fie tolerată cu devianții, cu tot ce înseamnă această răsturnare a valorilor, deci cu toate aceste grupuri deviante, tolerantă cu libertinii, 100% la maxim, dar în schimb să fie represivă. Toleranța devine represivă, deci nu mai toleranță, devine intoleranță față de oponenți, adică de noi, care sunt etichetați ca fasciști, homofobi, rasiști, sexiști sau la noi termenul creștinopați. Ați auzit probabil. Tot Marcuse spunea, postula o utopie, fiindcă este o utopie, la fel cum a fost și marxismul, viziunea comunistă a lui Marx, tot o utopie. A libertinajului nelimitat, numit de desublimare, omul emancipat de norme morale restrictive își va reintra în dreptul, spune el, prin patii. Obiectele dorinților sale vor fi modelate de voința lui liberă, pe care nu va trebui să o apere împotriva unei societăți ostile, imature și represive, cum e cea creștină, se spune. Civilizația nerepresivă, utopie a libertății absolute, liberă de orice morală, credință, tradiții, legături de familie, înfrânate, este un paradis terestru, imposibil, postulat ca atare, populat de hoarde de libertini fericiți să-și dea frâu liber tuturor instinctelor. Marcuse predică eliminarea oricărei constrângeri morale, descătușarea tuturor apetitelor și patimilor, o societate total liberalizată erotic, populată de o nouă formă umană, un om nou. Un fel de Felix ce va învia din cenușa industrialismului modern. Și antropologia marxistă clasică, tot materialism milenaristă de altfel, postula și a fantasma unei umanități, între ghilimele, restaurate la o condiție paradisiacă prin ideologie. Paradisiacă, sigur, în sens fictiv, în sens ideologic. Paradisul terestru pe care îl postulau Marx și acești neomarxiști nu e niciun fel de paradis, de fapt, este exact opusul. Este o lume demonizată. În practica istorică leninist-stalinist-maoistă, instrumentele acestei iluzorii restaurări au fost, după cum știm, dictatura, violența, teroarea și genocidul. Acest neomarxism a devenit ideologia oficială în campusurile universitare americane, iar Marcuse specula că progresul tehnologic, deci vedeți că se învină și cu ceea ce numim acum transumanism, și rațiunea tehnologică vor genera o nouă ordine socială și o nouă formă umană. Deci o utopie, încă o dată. Și transumanismul este tot o utopie, da? Civilizația creștină protestantă din America secolelor 17, 18, 19 și prima jumătate din secolul 20, în ultimele decenii s-a degradat, supusă acestui atac neomarxist sistematic. Această ideologie s-a manifestat inițial mai virulent în SUA, unde au emigrat membrii școlii de la Frankfurt, care și-au virusat, ca să zic,
zic așa, noua patrie adoptivă. Rezultatul acestei infuzii neomarxiste a fost stânga americană din anii 60. Cei mai în vârstă vă amintiți de mișcarea hippie, care de fapt nu era decât o subcultură de stânga anticreștină, care cultiva mitologia drogurilor, a promiscuității sexuale, sub lozinci cum ar fi make love, not war, face dragoste, nu război. La noi a fost tradusă, adaptată ca dragostea nu se votează. Ați auzit acest slogan. Promovarea religiile orientale, înconjurându-le de o seducătoare aură mistică. Tot acest arsenal urma să submineze ordinea creștină încă existentă în America celor ani. Și apoi a câștigat teren în anii 70, 80, 90. Obiectivul, cum spuneam, fiind schimbarea totală de paradigmă, distrugerea familiei tradiționale, eradicarea oricărei credințe și morale creștine din societate. Deci foarte radical, program total. Planul viza instituțiile politice, de învățământ, administrația, justiția, mass media, cinematograful, Hollywoodul. Hollywoodul este o redută a acestei ideologii și din ceea ce la televizor sunt filme cu inserturi explicite homosexualiste, de pildă, sau transumaniste. Cultura în ansamblu. Universitățile au fost ocupate de o atmosferă represivă, teroristă, între filmele, contrapusă opune premiselor ideologice neomarxiste. Spațiul public american a fost inundat în vagă propagandă și manipulare, apoi și Uniunea Europeană. N-au scăpat nici domenii aparent impermeabile la propaganda ideologică. De exemplu, sănătatea și homosexualitatea a fost declarată simplă orientare înnăscută, după cum știți, aceasta este acum dogma în acest sens, că ei așa se nasc. E bine, pentru a impune acest lucru în corpul medical, în învățământul medical și în rândul profesiunii medicale, a fost o campanie de ani și ani, zeci de ani, dar în ultimii ani, în anii 80, extrem de dură, chiar violentă, până când au forțat lumea medicală americană să accepte această nouă dogmă și să declare această orientare înnăscută homosexuală ca fiind normală, firească și deci absolut legitimă. Economia, de asemenea, industria de publicitate, care este supusă în mod vizibil unei sexualizări agresive. Virusul, corectitudinii politice, pentru că este un virus ideologic, și-a făcut incubația și a provocat prima epidemie în SUA, de unde a fost reexportat înapoi în Europa, a plecat din Germania, s-a întors în Europa în anii 60, de pildă noua stângă, mișcările de studențești de protest din anii 68 în Franța, sub lozinca libertate, egalitate, sexualitate. Deci în loc de fraternitate, era o parafrază marxistă la Revoluția franceză. A și fost numită Revoluția culturală și sexuală franceză, chiar dacă Revoluție ratată. Oricum, Franța catolică era grupată definitiv. Au fost demolate taburile morale și sexuale de mișcări anti-establishment în Anglia, în Germania, în Italia și în alte țări europene. Astăzi, political correctness a infestat Europa de Vest mai mult decât în Statele Unite. Statele Unite, americanii au reacționat, de pildă, votându-l pe Trump, care nu mi-e foarte simpatic, dar are această orientare anti-political correctness, absolut clară, și amenința să devină o pandemie globală. Și paradoxul face ca această ideologie freudo-marxistă să fie importată de câțiva ani din Occident și în România. Și este un paradox, este un lucru bizar cu o ideologie de stânga, neomarxistă, și asta trebuie să reținem, că este o ideologie neomarxistă, ne este exportată din Occident și sigur că generează confuzie. Pentru că este o formă de marxism care ne este adusă din vestul capitalist. Și apologeții ei, că e vorba de niște propagandiști, predic și invocă Occidentul capitalist, Occidentul
de piață euroatlantic, imperialist în vizirea acestei ideologii, și spun că sunt niște valori democratice, capitaliste, occidentale, pe care trebuie să le acceptăm, fiindcă vin de acolo. De unde noi tocmai ne-am integrat în NATO și în Uniunea Europeană. Și dorim să fim europeni. Și dorim să fim europeni, într-adevăr. Și atunci trebuie să acceptăm această îndoctrinare, care însă, și asta e, nu spun nici Picasso cu ceară, apropo, pentru că evită să spună că este o ideologie de stânga. Cum o să recunoască că e vorba de ideologie neomarxistă pe care ei vor să ne bage pe gât, invocând faptul că e adusă din Occident, un Occident pe care această ideologie îl atacă. Deci un Occident capitalist pe care această ideologie îl contestă și vrea să-l abolească, să-l răstoarne. Acesta e paradoxul și noi care nu știm, și de aceea e bine să știm, trebuie să le răspundem cu acest argument. Vine domnul Lefter, domnul Remus Cernea și alți ideologi și spun, este o gândire avansată, democratică, drepturile omului. Trebuie să ajungem în rând cu lumea civilizată și să o adoptăm. Ori dacă le răspundem că vorba de o ideologie neomarxistă de stânga, le-am retezat principalul argument. Pentru că nu le convine să recunoască exact acest lucru, că e vorba de neomarxism. De aceea, unii ar fi bine să înțeleagă că e vorba de acest tip de ideologie și de o retorică de tip progresist, asociată nu întâmplător, cum spuneam, cu lumea modernă, civilizația occidentală avansată și valorile democratice. De pildă, se face propagandă, până acum nu s-a reușit, pentru căsătoria homosexuală. De asemenea, favoarea și invocând toleranța și pretextul nediscriminării. Mișcarea pro-avort, care este foarte puternică în America, este promovată tot de political correctness. Este aceeași ideologie care are diverse ramificații, diverse capete ale aceleași hidre. Educația sexuală în școală, numită de promotorii educație pentru sănătate, care nu este nici educație și nici pentru sănătate, având un efect invers celui pretins, un efect de sexualizare precoce a copiilor. Sau pornografie. Islamizarea Europei este folosită și ca instrument pentru a disloca creștinismul de către alte grupuri etnice. Toate vin la pachet, ambalate, promovate în formă globalistă, vândute pe piață de ca modernizare, sincronizare, europeanizare, democrație, toleranță și drepturile omului. Și acest paradox face și mai dificilă recunoașterea acestei ideologii în panorama sau panorama politică de la noi, prin anomalia aceasta foarte ciudată, o ideologie de stânga este afirmată, preluată de partide, inclusiv dintre cele asociate cu dreapta. Deci lucrurile sunt foarte confuze și amestecate. Stânga noastră însă n-a preluat această ideologie, declarându-se demagogic de partea valorilor tradiționale, care sunt de obicei asociate în altă părți cu dreapta conservatoare. Dar fără a le susține cu adevărat și ca dovadă avem simulacrul de referendum pe care ne amintim și care a fost referendumul pentru familie, boicotat de toate partidele. Fiindcă a fost boicotat. Acest referendum nu a trecut din cauza unei propagande și a unui boicot la nivel politic și chiar întreaga administrație. Deci este o anomalie care face dificilă înțelegerea și combaterea acestui fenomen, care amenință, cum spunea și Grasofitul Ignatie, ordinea tradițională a societății noastre. Vorbeam de ideologia de gen, care spune că genul este, sau ar fi o ficțiune arbitrară, opresivă, un construct, fără baze ideologice. Dar România a ratificat de câțiva ani Convenția de la Istanbul, care impune introducerea acestei ideologii de gen în școală, ceea ce aruncă copilul în confuzie și în derută. Când îi spui copilului la 6, 7, 8, 9 ani, că el nu este băiat sau fată, ci ce vrea el,
și îl îmbraci pe băiatul în fustiță și invers, îl derutezi foarte mult. Este un lucru foarte grav. Deci ceea ce aș fi vrut să rețin din această întâlnire și cred că lucrul cel mai important este că această corectitudine politică pe care auzim tot mai mult și vom auzi tot mai mult, cum spunea părintele, este o ideologie neomarxistă numită și freudomarxism sau marxism cultural. Nu sexomarxism, repet, pentru că acest fel nu facem decât să le dăm apă la moară unor adversari care ne acuză de reducționism, de gândire simplistă, de etichete nefondate, nesusținute. Există o mișcare, o coaliție, o serie întreagă de intelectuali care pledează pentru această ideologie. Numărul din Dilema, de care vă spuneam ca exemplu, are preponderent asemenea autori. Sunt și, cred că, trei autori care nu se situează pe această poziție. Este Papa Hagi de la Cluj, este Sever Voinescu și, cred, și Marius Vasilean. În rest, ea este atacată, acest concept de sexomarxism este vehiculat ca o etichetă de care mie mi-e jenă, pentru că niciodată n-am spus așa ceva și în cartea respectivă nu veți găsi această sintagmă de sexomarxism, pentru că este o vulgarizare. Dar numele de neomarxism sau freudomarxism este real, este studiat, este fundamentat și demonstrat. Și dacă reținem acest lucru, eu cred că avem un argument foarte bun pentru a combate acest fenomen. Spunea Edmund Burke, răul, pentru a izbuni, pentru a învinge, nu are nevoie de altceva decât ca oamenii de treabă să nu facă nimic. Referendumul pentru familie a căzut, din păcate, din cauza că noi, o mare parte dintre noi, n-am făcut nimic. Nu ne-am dus, nu am votat, nu am vrut să susținem acea idee de modificare a Constituției. Poate în multe cazuri și pentru că n-am știut despre ce e vorba și cu ce ne confruntăm. Există și poziția care spune că trebuie să iubim și sigur că trebuie să iubim pe vieții oameni care suferă de această deviere. Nimeni nu spune să-i persecutăm. Și trebuie să facem distinția între atitudinea creștină față de acești oameni care suferă și, într-adevăr, au o viață foarte nefericită și ideea de a ne fi impuse niște standarde la nivel instituțional, în ceea ce înseamnă căsătoria homosexuală, de pildă, deci diferența între atitudinea față de acei oameni și refuzul normalizării și instituționalizării acestui fenomen de viață, să spunem, ca normă socială, instituțională, care să arunce în aer, practic, tot ce înseamnă ideea de familie. Deci, dacă reținem aceste două lucruri, marxism cultural, freudomarxism, și distinția între persoane și ideologie, eu cred că este un câștig. Deci, ideologia este ideologie și trebuie să o combatem. Persoanele trebuie să le ajutăm pe cât posibil. Și părintele, cred că este în asentimentul meu. Una este să ajutăm și să-i tratăm cu înțelegere pe acești nefericiți, în cazul homosexualilor, ca persoane, și mulți dintre ei pot fi niște oameni de treabă, și cu totul acela să ne refuzăm și, repet, și insist pe acest lucru, ideologie. În numele căreia se încearcă punerea unor norme de totalitate. Mulțumesc și dată să vă mulțumesc.